Deci tablele speciale pentru nevăzători sunt create, sunt despărțite cu o fâșie de, de lemn, iar polurile albe sunt prevăzute cu găuri. Și negre înfundate. Iar cele negre sunt înfundate. Sunt înfundate. Mulțumim, da, deci cam atât ar fi despre particularități. Vă rugăm, puteți în continuare juca. Puteți începe pe a doua. Am înțeles, am auzit. Deci domnul Victor, singurul lucru care spune zarurile, da? Da, și bine. Nicu, o să te rog să verifici și tu aici dacă vrei. Ai 3, 2. O să rugăm pe domnul Dănuț Iepure să spună câteva cuvinte cum se descurcă dumnealui, având în vedere că este nevăzător total în acest joc. Cum credeți că veți juca în această partidă? Aveți vreo problemă privind numărarea pieselor, poziționarea lor? Și da și nu. Vă considerați un jucător la fel ca orice om, da? Bine, mulțumesc, domnul Dan.